Despre acest prieten minunat despre care am cântat în această seară, aș dori să vă spun câteva cuvinte ale lui. În Evanghelia după Matei, la capitolul 6, Domnul Iisus Hristos, acest prieten minunat, i-a ajutat pe ucenici. Ucenicii au admirat și au apreciat la Domnul Iisus Hristos faptul că el nu avea niște rugăciuni notate, scrise, ci el avea un mod deosebit de a se ruga. Și ucenicii, privind la el, au spus: învață-ne și pe noi să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos a adus în fața lor și a învățat o rugăciune de bază, am putea spune noi, un minim necesar, de unde noi am putea să pornim, care cuprinde adorare în prima parte. Poate în alte ocazii o să discutăm și cu siguranță că ați auzit de atâtea mesaje, atâtea predici despre rugăciunea Tatăl nostru, despre acea rugăciune, modul în care ea este construită și cuprinde toate lucrurile. Și anume, nu cu cereri venim la Dumnezeu mai întâi, ci mai întâi venim cu recunoștință și cu adorare. Și apoi toate celelalte etape, iar în ultimul, nu în ultimul rând, lăsarea în voia sa, facă-se voia ta, se încheie rugăciunea. Adică, Doamne, noi ne punem la dispoziție. Domnul Iisus Hristos a trăit în practică toate aceste lucruri. El a adus adorare Tatălui, l-a slăvit pe Tatăl, i-a adresat cereri Tatălui și în final, aflându-se în apropierea crucii, el i-a spus: Tată, nu cum vreau eu, ci cum? Facă-se voia ta. Domnul Iisus Hristos a trăit și a experimentat ceea ce ne cere nouă astăzi ca să facem. El nu doar ne cere nouă și noi să facem și el să facă altceva, ci Domnul Iisus Hristos a fost un model pentru noi. Iată, aici, în această rugăciune, Tatăl nostru, pe care o cunoaștem foarte, foarte bine și copilașii o cunosc și sunt printre primele lucruri care le învață un copilaș, atunci când Mântuitorul a fost rugat de ucenici să-i învețe, el a spus: iată cum să vă rugați. Versetul, capitolul 6 din Matei, cu versetul 9. Da? El spune să nu vă asemănați cu ei, cu cei care bolborosesc, cu cei ca aceleași vorbe, care spun o mulțime de vorbe ca să fie ascultați, ci să fie o rugăciune care să vină din inimă. E foarte important. Dumnezeu primește cadouri și primește daruri, dar El nu primește daruri care nu sunt făcute din inimă, care nu sunt făcute cu drag. El nu are nevoie de darurile și de cadourile noastre. Pentru că spune tot Biblia că al lui Dumnezeu este pământul și cu tot ce este pe el. Este ca și un copilaș când vine la tine și îți aduce o floare din grădina ta. Sau când îți aduce un lucru pe care l-a cumpărat și l-a economisit, dar din banii tăi, că de unde să aibă el bani? Pentru că nu muncește, nu câștigă și nu primește. Și dacă are ceva, are pentru că... Dar de ce primești cu bucurie? Pentru că știi că ți-l face și ți-l oferă din inimă. Uneori poate e o bucată de hârtie cu ceva scris pe ea, dar darul care este din inimă. La fel și Dumnezeu primește, dragii mei, acele daruri pe care noi le aducem, ca și niște copii suntem când îi aducem ceva înapoi, dar El primește când sunt din inimă. Pentru El, chiar cele mai mari bogății de pe acest pământ, dacă le-am aduce, tot ale Lui sunt. Și El zâmbește când ne vede că ne venim cu ele la El. Și darurile noastre, și zecimea noastră, și talentele noastre când le aducem, sunt importante toate. Dar dacă nu sunt din inimă, am vorbit într-o ocazie anterioară, dacă în 1 Corinteni 13, dacă nu există acolo dragoste, e egal cu zero. De aceea și rugăciunea Tatăl nostru și rugăciunea pe care noi o adresăm lui Dumnezeu trebuie să fie o descărcare, o descătușare, un dialog al inimii, al sincerității. Nu te încântă dacă îți spune copilașul sau soțul sau soția te iubesc și simți că nu e așa. Dar atunci când simți că este așa, bucuria este maximă și este mare. De aceea, atunci când îi adresăm lui Dumnezeu cuvinte, noi trebuie să fim foarte atenți ca acele cuvinte să reprezinte trăirea noastră. Și între cuvintele care le adresăm și între inimă să existe o strânsă rezonanță și o directă legătură. Să nu fie un conflict între ce spunem și între ceea ce noi simțim. Atunci rugăciunea este primită de către Dumnezeu. Când între inimă și cuvinte există corespondență.
Și dacă este după voia lui Dumnezeu, că mai poate să fie între inimă și buze, să cerem blesteme, să ne ferească Domnul, da? Să cerem lucruri rele pentru alții. Sau să cerem lucruri rele pentru noi, uneori. Da? Care să nu ne aducă un bine, pe termen scurt sau pe termen lung. De aceea, noi trebuie să fim pregătiți să ne descărcăm inima și prin lucruri bune, prin cerințe după voia lui Dumnezeu să-i adresăm. Mă opresc asupra acestei părți, sfințească-se numele Tău. Domnul Iisus Hristos începe rugăciunea model, Tatăl nostru care ești în ceruri, adresarea către Tatăl, sfințească-se numele Tău. Ce înseamnă această cerere, acest imperativ al nostru, această dorință noastră ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit? De multe ori noi când rostim această rugăciune s-ar putea să fie un stereotip. Mi-aș dori ca după ce acest mesaj din seara aceasta să ne gândim mai profund când zicem Doamne, sfințească-se numele Tău. Ce reprezintă această cerere? Este o cerere, o dorință pe care închinătorul o manifestă și o exprimă față de Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, da, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, care recunoaștem că există între noi o distanță, între noi și Dumnezeu, da? El este sus, noi suntem jos, El este Creator, este Tatăl nostru, noi suntem copii. Deci această rugăciune, Domnul Iisus Hristos, prin ea, ne readuce aminte de statutul nostru. Vedeți, societatea modernă și contemporană se trage de șireturi cu Dumnezeu, în cel mai fericit caz. Iar în cel mai nefericit caz, îi neagă existența și nu le recunoaște. Iar cei care, o mare parte a celor care le recunosc pe Dumnezeu, se trag de șireturi, Dumnezeu trebuie cercetat ca orice obiect de studiu, deci metoda istorico-critică, El trebuie să fie supus. Și avem și teologii noștri, din păcate, unii dintre ei, în ghilimele, care aplică această metodă mai nouă, mai modernă, și au ajuns la ateism. Da, un coleg de clasă al meu foarte sclipitor, nu mai este coleg pastor de mult, după ce și-a altoit nevasta și a divorțat de ea, da? Deci este ucenicul lui Edi Constantinescu, un pastor care era la o anumită vreme foarte ascultat și renumit, dar care iarăși prin această tragere de șireturi cu Dumnezeu ajunge la, din păcate la alte lucruri care nu se cad. Dragii mei, ne întoarcem la această cerință, sfințească-se numele Tău. Între noi și Dumnezeu, Tatăl nostru care este în ceruri, există o limită. Deci, o limită care impune respect. Tata și Dumnezeul nostru rămâne permanent Tată. Și ca și Tată, El este dator, are autoritate și are respect. În societatea noastră de astăzi, da, îi taie cam din autoritate părinților. Și încă de când copilul se naște, copilul îi se dă uneori o autoritate mai mare decât a părintelui. Aia este ceea ce face puterea de dincolo, de ocean, da? Despre care o să vorbim, din păcate, de acum înainte, din ce în ce mai mult, pentru că va vorbi din ce în ce mai mult ca un balaur, adică ca și un dușman al lui Dumnezeu. Copilul care se decide de la o vârstă fragedă ce sex are, nu sexul din buletin contează, da? Deci s-a tenunit zile trecute și de acum înainte în pașapoarte va mai fi trecut și sexul X, adică nedefinit. Da, din păcate. Copilul pune mâna pe telefon, n-ai voie să le duci, n-ai voie să-l disciplinezi, da, ți-l dă ei să-l disciplineze în alte familii, dacă consideră că tu nu ești demn de lucrul acesta. Prea ușor, prea ușor. Trăim într-o societate care merge într-o altă extremă, în care părintele nu mai poate să aibă autoritate asupra copilului, să-l învețe ceea ce este bine. Să merge pe ideea că copilul trebuie să descopere ceea ce este bine. Să lăsăm pe el să descopere. Nu noi trebuie să-i spunem ce este bine, ci omul este capabil să găsească el. Da? Ceea ce spunea Freud. Noi suntem de vină pentru inducerea sentimentelor de vinovăție în omenire. Dar dacă omul ar fi fost învățat de mic că anumite lucruri sunt greșite, el n-ar mai trăi când e mare cu sentimente de vinovăție. Și bolile astea psihice și care se întâmplă sunt că noi tot i-am pisologit pe oameni cu anumite lucruri care sunt păcate și greșeli, iar ei au trăit cu povara vinovăției și au pierdut mintea mai târziu când au ajuns mari. De aceea spunea Freud, lasă-l pe om să măsura tuturor lucrurilor, umanismul, lasă-l pe om. Și când te gândești că Freud ăsta este părintele psihologiei și îl învață copiii de liceu, la școală, și teoriile lui le învață la școală și sunt îndoctrinați cu aceste teorii. Da, Sigmund Freud, un psiholog de origine evreiască, da, de la Viena, care ar
rescris, care a scris tratate de psihologie și teoriile sale sunt la baza psihologiei moderne de astăzi, nu creștine, laică, dar asta care se învață în școală. Iarăși o psihologie fără Dumnezeu. Trăim într-o lume, dragii mei, în care, da, asta v-am spus, distanța aceasta, tată, fiu, nu, omul caută să o șteargă. Și că când se naște copilul, copilul are o autoritate și se oferă cel puțin egală cu a tatălui, dacă nu în multe domenii și în multe lucruri are o autoritate mai mare decât a tatăl și decât mama. Din păcate. Bineînțeles că nu suntem adepți nici a celelalte părți, și anume tatăl să fie un tiran absolut sau mama, în care să abuzeze de puterea pe care o au, de statutul pe care l-au de părinte asupra copilului, prin expresii pe care noi le-am auzit deseori. Eu te-am făcut, eu te omor. Adică ori e logic ceea ce spun eu, ori nu e logic, de mine trebuie să asculți. Între această extremă și cealaltă pe care societatea o va promova din ce în ce mai mult în anii următori și care va duce la un conflict direct cu cerințele lui Dumnezeu, născând o generație de oameni fără Dumnezeu, trebuie găsit acea cale de mijloc, acea autoritate care derivă în fața copiilor, din competență, care derivă din caracter, acea ascultare, nu din forță, nu din impunere, ci din convingere. Atunci un copil este matur, atunci un elev este, poți să spui că poate absolvi cu bine o școală, când el ajunge să fie convins de învățătură, când își formează propriile lui convingeri, când îi poți spune, uite, cheile, de acum du-te tu cu mașina, eu mi-am făcut datoria, te-am învățat ce este bine, ce este rău să conduci și ai primit permisul, da? Adică că atunci când poți să-i acorzi încredere, trebuie să îl conduci și să îl ajuți ca să ajungă la nivelul acesta. Trecem mai departe. Deci Domnul Iisus Hristos ne ajută în prima parte a rugăciunii să nu uităm distanța între noi și Dumnezeu. Dumnezeu rămâne etalonul maxim de autoritate. El este Tatăl nostru și va rămâne cum un tată pământesc, rămâne tată până la moarte. La fel și Dumnezeu rămâne tată pentru noi veșnic. Și cum în fața unui tată ești dator să-i dai cinste, să-i dai respect, așa și începe rugăciunea, ca și porunca cincea. Da? Vedeți? Cu cinste și cu respect. Ce anume să se întâmple dacă tu ești Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Ce înseamnă să fie sfințit numele lui Dumnezeu? Ce înțelegeți prin acest lucru? Care este dorința credinciosului, a închinătorului, a noastră, când spunem să se sfințească numele lui Dumnezeu? Cum credeți dumneavoastră că poate să fie sfințit pe pământul acesta, că e vorba de ceea ce se întâmplă pe pământ, să fie sfințit numele lui Dumnezeu? Poftim, să fie onorat, spune da, să fie respectat, da? Revenim imediat la ce spune fratele Avram, să fie onorat. Cum poate Dumnezeu să fie onorat? Prin ascultare, venim la ceea ce a spus fratele. Așa este, aceasta este esența mesajului, dragii mei, din această seară, dar mai pot să fie mai și alte lucruri de spus. Onorat, m-aș lega un pic de onorat, de partea aceasta onorat. Onorat Dumnezeu poate să fie, prin ce poate să fie onorat Dumnezeu? În afară de ascultare, că asta este maximul care este esența, este... Prin viața noastră. E o poruncă acolo care spune prin cuvinte, da? Porunca a treia, ce spune? Că e vorba de numele lui Dumnezeu, sfințească-se numele tău. Și porunca a treia spune ce să nu facem, adică ce duce dezonoare numele lui Dumnezeu. Ce duce dezonoare? Luarea în deșert. Da, pentru copii, da, și pentru noi. Vedeți, acest nu e traducerea cea mai fericită, adică pentru noi, să nu uităm... Dragii mei, în urmă cu 101 ani s-a întâmplat lucru fantastic și bun pentru neamul nostru. Dumitru Cornilescu, cu un mare eforturi, a tradus Sfânta Scriptură și e o carte aici pe care fratele Cosmin o are la stand de vânzare despre Cornilescu, luați-o și citiți-o. N-o veți lăsa din mână. Atât de e fantastică despre viața acestui Luther al României pe care l-am avut, care a avut îndrăzneala și curajul să traducă și a plătit pentru asta cu exilul, nemai călcând pe teritoriul țării noastre niciodată, murind în exil, pentru acest curaj de a traduce Biblia în limba română, în timp ce el era un slujitor cu vază la una dintre bisericile de elită din București. Da?
și a îndrăznit să traducă Biblia într-un limbaj accesibil. Dar încă mai sunt în Sfânta Scriptură anumite cuvinte, anumite expresii care pentru noi nu au astăzi din secolul 21 relevanță. Asta nu înseamnă că Biblia nu e bună, a lui Cornelescu. Ba da, dar acest cuvânt pentru noi trebuie tradus, trebuie explicat, trebuie să nu iei în deșert, să nu iei în derâdere, să nu iei în barjocură, să nu iei într-o vorbire trivială, cu ușurătate. Sunt multe lucruri care pot să fie spuse aici. Deci nici folosirea zilnică și repetată, Doamne, 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 vedeți, și la americani este o expresie care, cu toate că ei probabil s-a născut dintr-o reverență la acel moment, da, Dumnezeul meu, spus în anumite situații, dar această expresie o auzi și pe stadioane, o auzi și în cele mai imorale situații, o poți auzi în înjurături, în locurile cele mai triviale. Expresia aceasta este folosită cu foarte multă ușurătate. Dumnezeu nu este onorat prin folosirea sa nici repetată, repetată, repetată a numelui său, cu foarte multă ușurătate. Și în rugăciune sunt persoane și aici, de 20 de ori, de 30 de ori, Doamne, Doamne, Doamne. Așa este. Evreii mergeau un pic în cealaltă extremă și anume, deci de aceea noi nu mai știm astăzi exact cum se pronunța numele lui Dumnezeu, pentru că ei evitau pronunția numelui lui Dumnezeu. Deci pentru că atât de sfânt îl considerau. Trebuie să avem o grijă față de lucrul acesta, să avem o anumită responsabilitate. Pentru că în modul în care te raportezi, de ce vreau să vă spun, de ce e greșit anumite lucruri? Pentru că modul în care te raportezi la acest nume, uneori îți trasează și modul de raportare a ta la el, la persoană, la Dumnezeu. Și dacă devine o bagatelizare, o banalizare, ne vom raporta la el, da, prea banal. Trebuie totuși să păstrăm distanța aceasta. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o apropiere, Tatăl nostru, da? Ne apropie de Dumnezeu ca Tată. Dar totuși să nu uităm că acest statut de Tată reprezintă în același timp o distanță. El rămâne Tată. Și în fața Tatălui nostru întotdeauna venim cu respect. V-am spus, societatea noastră de astăzi nu așa venea întotdeauna în fața Tatălui. Întrebați pe părinți, pe bunici, modul în care se raportau la părinți și să vedeți că alta este. Da? Societatea de astăzi a redus această distanță până când, la un moment dat, v-am spus că se inversează rolurile și copilul este Dumnezeu. Da? Pentru el facem totul, pentru el sacrificăm totul și tatăl se coboară prea mult și copilul este înălțat. Bun, mă întorc înapoi, sfințească-se numele tău, deci așadar îl onorăm prin grija pe care o avem față de numele său. Nu folosim în jurături, în derâdere, în bancuri, numele lui Dumnezeu, da, un alt loc. Nu folosim în mod repetat, chiar dacă uneori este în locuri bune, în rugăciune. Vă aduceți aminte? Ce cuvânt din Biblie ne spune că nu trebuie nici chiar în rugăciune folosit? E acolo în... Chiar Domnul Iisus Hristos ne spune, da? Nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Deci folosirea repetată acestui nume, dacă noi îl folosim repetat, să nu credem că dacă îl folosim foarte des, acest lucru rezolvă situația. V-am spus că între ce spunem și ce simțim trebuie să existe o rezonanță. Să fie același lucru. Și degeaba rostim acest nume lui Dumnezeu foarte des, dar dacă noi căutăm să-l compensăm, să-l folosim ca o compensare a neascultării noastre, este fără efect lucrul acesta. Nu oricine îmi zice, da? Adică nu oricine folosește des numele meu va fi și mântuit. Și cel ce va fi mântuit este cel ce, completați până la capăt, că fratele Avram vorbea de ascultare. Cel care face voia mea, cel care împlinește. Dumnezeu este sfințit, este pus deoparte, îi se dă recunoaștere atunci când noi îl ascultăm. Atunci, de fapt, aceea înseamnă autoritate maximă. Ce autoritate are Dumnezeu când tu spui bancuri despre el? Dau un exemplu. Sau ce autoritate are Dumnezeu când tu nu-l asculți?
Dar autoritatea lui Dumnezeu stă în faptul că El este ascultat. Un profesor are autoritate în fața elevilor când profesorul îl ascultă și își iau notițele. Da, omul ăsta spune lucruri valoroase. Ați văzut dumneavoastră când mai e câte un om din ăsta atitrat care știe ce spune, da, fie e din servicii, fie din consiliera, un purtător de cuvânt al președinției și imediat presa vine și ei ce face? Este, vrea să prindă fiecare cuvânt, să nu-l omită. Pentru că fiecare cuvânt are autoritate. Da? Vine purtătorul de cuvânt al președinției și spune ce s-a hotărât înăuntru, la ședința de CSAT. Și atunci fiecare este foarte atent. Da? Ce s-a hotărât? Da? Ne înarmăm, ne unim cu cutare. Sau, deci își iau notițe și sunt foarte atent să nu pierdem un cuvânt, o expresie, mai pun întrebări, da? Ascultă. Ce autoritate are un elev, un profesor, când elevii nici nu-și iau notițe? Adică omul ăsta, ce transmit clasa? Omul ăsta spune niște lucruri care nu contează. Nu contează nici la examen, nu contează, n-are greutate, spune lucruri fără valoare. Dar sunt anumiți profesori care au experiență de viață, care abia aștept să-i prinzi. Și când sunt prezenți, te străduiești să iei notițe. Atunci îi dai autoritate. Omul acela are autoritate. La fel și noi în fața lui Dumnezeu. Când da, El ne vorbește și noi facem altceva, suntem preocupați cu alte lucruri, nu-i dăm autoritate. Da? El nu are autoritate în viața noastră. Da? Așa și modul în care ne manifestăm la închinare, sâmbătă, când suntem aici. El putem să-i îl sfințim, să-i dăm cinste sau putem să nu-i dăm cinste. Adică noi îl invităm și îl chemăm în locul acesta, iar mintea noastră, al nostru gând, rătăcește, Doamne, fără Tine. Gospodina se gândește că uita mâncare afară și se strică până când ajunge acasă, că s-a încălzit afară acum. Da, dau un exemplu. Bărbatul, da, se gândește că trebuie să-și ducă mașina la reparat. Iar tânărul i-a schis meșaj, prietenul diseară unde ies în oraș. Și mintea noastră se întâmplă, al nostru gând, să rătăcească fără noi. Da? Se poate întâmpla lucrul acesta. Trebuie să fim foarte atenți să îl sfințim pe Dumnezeu. Sfințirea lui Dumnezeu, vedeți ce ușor rugăciunea, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău și merge mai departe repede. Dar când te gândești ce înseamnă să sfințești numele lui Dumnezeu, ce înseamnă să-i dai autoritate, ce înseamnă să-L asculți, ce înseamnă să-L respecti, vezi că este mult mai complex. Doamne, ajută-ne când în seara aceasta ne vom pleca genunchiul și când vom rosti aceste cuvinte, sfințească-se numele Tău, să ne gândim ca viața noastră, prin ceea ce facem, chiar să sfințească numele Său. Atunci rugăciunea și găsește împlinirea. Nu Dumnezeu face ca numele Lui să fie sfințit pe pământ, ci noi suntem cei care facem lucrul acesta. Doamne, fă ca toți oamenii să vină la Tine. Și Domnul ne-a zis, mergeți și toată lumea și predicați Evanghelia. El ne trimite pe noi și noi îl trimitem pe Dumnezeu. Este ca și mama care spune, poftim? Treci pe la patul Lui de suferință și adu mângâiere. Și Domnul a zis, ori de câte ori ați trecut pe la patul unuia dintre cei mai neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Este ca și când, iertați-mă, dau un exemplu, nu așa se întâmplă, la mine se ceartă care să facă treaba. Dar este ca și când a zice la Noemi, Noemi, du-te și fă asta și Noemi zice către Andrews, du-te tu și fă asta, că tati a zis să faci asta. Da? Cam așa suntem și noi cu Dumnezeu. El ne spune nouă, duceți-vă voi și noi zicem, Doamne, du-te Tu! Da? Așa cum a zis și Abi. Da? Ne rugăm și noi de multe ori. El trimite pe Dumnezeu pe la patul celor bolnavi. Ne dorim ca ei să fie întăriți în credință. E un lucru care noi nu-l putem face. Da? Păstrarea credinței, care au avut-o de la început. Ne putem ruga pentru aceasta. Dar dacă vrem ca ei să fie mângâiați, El este mângâiat bolnavul când eu merg lângă El. Când stă de vorbă cu mine, da? Când suntem, când ne facem treaba. Așa este. Așadar să fim mai atenți când spunem, Doamne, sfințească-se numele Tău. Ne dorim ca numele Lui Dumnezeu, dar nu El face pe pământ să fie sfințit numele Său, ci El ne-a pus pe noi să-i sfințim numele pe acest pământ. Îi sfințim numele prin cântare, așa cum a cântat Abi și cu Edi. Îi sfințim numele prin rugăciune, așa cum s-a rugat Robert și cum se va ruga alții, probabil, la încheiere. Nu știm cine.
îi sfințim numele lăudându-L prin cântare, așa cum a făcut-o cu toții, prin cântarea respectivă sau prin cântarea de închidere, care o vom cânta imediat. Tată iubit, te adorăm cu bucurie. Dar lucrul acesta trebuie să se rezoneze, să fie, să se întâmple și prin faptele noastre. Doamne, iartă-ne, te rugăm, de ocaziile ratate prin care le-am ratat să sfințim numele Tău. Mai mult decât atât, ne este rușine și te rugăm să ne ierți de cele prin care noi n-am sfințit numele Tău, ci l-am călcat în picioare. Fie prin neascultare sau fie prin luarea în deșert, prin cuvinte nepotrivite la adresa numelui Lui Dumnezeu, născute din durere, din suferință uneori, ca și în cazul lui Iov, a prietenilor lui Iov, când durerea este prea mare, sau poate din nebăgare de seamă. Prea mulți oameni folosesc acest nume cu nesocotință și cu încugetare. Unii îl folosesc cu atâta nebăgare de seamă încât îl dezonorează. Dacă îngerii își acoperă fețele, gândiți-vă la Isaia, capitolul 6, atitudinea din jurul tronului lui Dumnezeu, atitudinea de sfințenie, sfânt, 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 de trei ori întărit este numele lui Dumnezeu atunci când vorbesc despre El, atunci când sunt în prezența Lui, cu atât mai mult noi, care avem buzele necurate, păcătoși, suntem datori să rostim cu respect și cu teamă. Numele lui Dumnezeu este onorat de către cei care îl iubesc și se închină. Atunci când îl asculți, atunci soția are autoritatea asupra soțului când este ascultată de către soț. Atunci soțul are autoritatea în casă, nu când o cere, nu când și-o impune, ci când o câștigă, când este ascultat de către soție. De asemenea, numele Dumnezeu este onorat atunci când noi devenim părtași la natura sa divină. Când lăsăm pe El să ne conducă viața. Când îi lăsăm tronul inimii noastre, frâiele vieții noastre lui Dumnezeu. Atunci când se împlinește, vedeți ce frumoasă rugăciune a rostit Domnul Iisus Hristos. Pentru că partea finală își găsește răspuns în partea de introdus, în cere. Când numele Lui Dumnezeu este sfințit, când voia Lui este făcută în viața noastră. Sfințească-se numele Tău și sar peste restul rugăciunii și ajung la ultima parte cu care se încheie. Facă-se voia Ta în viața mea. Ce frumos! Asta înseamnă unirea omului cu divinitatea. Lăsarea Lui Dumnezeu pe tronul inimii noastre. Ca în viața noastră ce să se facă? Voia Lui Dumnezeu. Putem spune amin? O, Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, când rostim această rugăciune simplă, Tatăl nostru, pe care copiii o învață, ne naștem cu ea și o considerăm că este atât de simplă, atât de e frumoasă, curgătoare, dar e atât de profundă teologic. Să-L slăvești pe Dumnezeu și să ai putere să te rogi ca voia Lui să fie făcută în viața ta. Doamne, ajută-ne ca voia Ta să fie împlinită în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu cel Sfânt să ne conducă în continuare, să ne mustre, să ne învețe, să ne îndemne, iar noi să ne lăsăm învățați. Duhul lui Dumnezeu își face treaba. Nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Dar trebuie multă răbdare de multe ori cu noi. De aceea ne rugăm, Doamne, nu stinge Duhul. Mustră-mă în continuare, îndreaptă-mă în continuare, sensibilizează-mă în continuare ca să te ascult. Și să mă ferească Domnul să cad. Vedem că Sfânta Scriptură spune că și cei aleși pot cădea. Suntem în pericol. Cei care cred că stau în picioare, spune Sfânta Scriptură, să ia seama să nu cadă. Apostolul Pavel, cât de mare predicator a fost, el ne-a spus ce îl preocupă pe el, spune, eu după ce am predicat altora, trebuie să am grijă ca nu cumva eu să cad, ca nu cumva voia mea să fie împlinită în viață și pe Iisus să las deoparte. Dumnezeu să ne ajute prin Domnul Său, Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, ca să îl sfințim pe acest pământ, să-i aducem laudă prin ascultare, prin onoare și voia Lui să se facă în viața noastră. Amin.